Tensiunile de la granița cu Ucraina, dar și poziția strategică pe care o are țara noastră, au pus pe jar autoritățile locale din mai multe orașe. La Constanța și Galați au început să pregătească adăposturile subterane în caz de bombardament aerian. Multe au fost renovate, dotate cu instalații de aer, apă și grupuri sanitare. E și lumina aici? Folosite până nu demult drept boxe, în care locatarii își țineau proviziile pentru iarnă, adăposturile de protecție civilă redevin acum ceea ce ar fi trebuit să fie de la bun început, locuri în care populația să se poată adăposti în caz de război. Ce agregat ați pornit? Electroventilatoarele pentru necesarul de aer în momentul în care adăpostul este ocupat. Avem aceste supape de evacuare a aerului cald și aceste electroventilatoare pentru prăspătarea aerului. Adăposturile locale de apărare antiaeriană au fost construite în anii 70, odată cu ridicarea blocurilor de locuințe, iar în timp multe s-au deteriorat, astfel că reabilitarea lor este o necesitate. Eu când am luat în primire, le-am luat vai mama lor. Nu era așa văruite, nu erau instalate electrică, nu funcționa toată. Adăposturile sunt prevăzute cu intrări standard de urgență, dar au și ieșiri speciale pentru cazul în care blocul ar fi bombardat și ușa ar fi blocată. Toate aceste adăposturi de apărare locală antiaeriană au o caracteristică unică. Gura aceea, care se numește gură de lup, este practic un tunel de 20 de metri lungime, care dă afară pe o stradă vecină și o folosești doar când intrarea în acest adăpost este bombardată. Constanța are 64 de adăposturi antiaeriene pentru protecția populației. Acum toate vor fi reparate și se vor reface instalațiile electrice și sanitare. Anul trecut au fost renovate 6 dintre aceste adăposturi, cele mai vechi datează din anul 1975. Am prevăzut în bugetul și pentru acest an renovarea încă 6 adăposturi. Blocurile cu adăpost pentru bombardament au câte un semn distinct la fiecare scară, un triunghi albastru pe fondul unui pătrat portocaliu. Lumea credeți că știe să recunoască aceste semne? Nu, ca și mine. Nici nu l-am văzut până acum. N-am știut și nici nu am... Acum am să fiu atentă să văd pe unde mai sunt. Legea spune că unui om este destinat un metru pătrat. Adăposturile au dimensiuni diferite, de la 48 de metri pătrați până la 220 de metri pătrați. Aici este tunelul de evacuare. În caz de un conflict armat și lumea este adăpostită, instalația de 380 de filtroventilație, eu o să o pornesc acum, ea e funcțională. În caz de Doamne ferește, se oprește alimentarea cu curentele electric, el se poate folosi manual. Și la Galați, adăposturile antiaeriene au intrat în reabilitare. La nivelul municipiului Galați sunt 145 de astfel de spații aflate, repet, în subordinea Consiliului Local, la subsol de bloc. Este un adăpost normal, are 87 de metri pătrați. Și cam câți oameni ar intra aici? Intră aproximativ 100 de persoane. În adăpost, apa este potabilă și va fi deschisă în momentul în care se dă alarma din bloc. Trebuie să vin ca să dau drumul la ușă, ca să coboare oamenii jos, așa, și pe urmă mă asigur de apă, mă duc jos la subsol, deschid robinetul de apă ca să aibă oamenii apă. Alte adăposturi antiaeriene mai mari sunt la mari agenți economici din oraș și la instituțiile publice.